Iohannis spune presiune pe PSD, după protestele care au zguduit sistemul sanitar, această chestiune trebuie rezolvată de guvern. Presubliniereintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, cu privire la protestele unor angajați din sistemul sanitar, ce guvernul ar trebui să aibă o gândire unitară, sublinierei să rezolve această chestiune. Aici se vede ce nu există o gândire unitară la nivel de guvern, sublinierei este păcat. Ar trebui să se formeze una. Această chestiune trebuie rezolvat de guvern, nu poate fi aruncat în curtea absolut nimnui. Legislația este a sublinierea cum este. Sublinierei apare instabilitate, apare neclaritate, sublinierei toate acestea aduc la mii subliniere cerți sociale care nu îmbunătățesc absolut deloc climatul social. Până la urmă, statul funcționează bine dacă există un climat social calm. Dacă toată lumea protestează, toată lumea schimbă legi, toată lumea vrea să arate ce subliniere tie mai bine, rezultatul este un declin, a spus Iohannis, la Parlament, conform Ager Press. Presubliniereintele Iohannis a participat miercuri, la sesiunea de deschidere a primului summit parlamentar al formatului București, sublinierea B9.